Luni dimineață, la sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului meciurilor din cadrul sezonului 2014-2015 din Liga a doua și Liga a treia. În prima etapă din eșalonul secund, programată pe 30 august, Rapid Suceava va juca pe terenul trupei lui Marian Pană, Farul Constanța. Formația suceveană a susținut sâmbătă un penultim test înainte de debutul în meciurile oficiale. Echipa antrenată de Bogdan Tudoreanu s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la Cetatea Târgu Neamț, într-un amical disputat pe stadionul Areni. Pentru gazde au marcat Matei de două ori, Marinković și Burcea. Reprezentantele Sucevei în Liga 3-a, Bucovina Pojorâta și Bucovina Rădăuți, vor juca în deplasare la debutul în noul sezon. Pojorâta se va deplasa pe terenul grupării Ceahlăul 2 Piatra Neamț, iar rădăuțenii vor înfrunta Pașcaniul.